Consilierii nu au acordat o importanță foarte mare proiectului de hotărâre privind aprobarea portului de capital al municipiului la operatorul regional de apă și canal AC Suceava, acest proiect fiind respins de pe ordinea de zi pentru o altă ședință a Consiliului, dar au avut bună intenție de a asculta reprezentantul firmei. Dacă primarul aici de față și secretarul ne-a spus niște probleme de care trebuie să luăm seama în momentul de față și noi ne estompăm de o chestie că e din dată, că e extraordinară, dacă suntem adunați aici, suntem în forum, nu văd care e problema să nu rămânem două ore să discutăm problemele astea. Respectarea legii, domnul consilier. Da, eu am înțeles că domnul secretar a explicat ce înseamnă. Dacă încalcă, dacă dumnealui încalcă legea și dumneata dovedești că el încalcă, atunci hai să... Vă rog să citiți legea, da? Vă rog să citiți legea. Dar poate nu puteți dumneavoastră, domnul Maierani, explica ce înseamnă situație de maximă urgență. Dacă noi nu am putut să fie... Da? Aceea care au fost, de exemplu, cu furtuna. Da? O fost o situație de maximă urgență. Dar mai sunt. Da? Mai sunt? Ce mai este? Vă rog să știți. Nu, dar astea nu sunt niciun fel de probleme care să necesite maximă urgență pentru locuitorii locuitorilor. Dacă nu respectăm legea, de la cap la coadă, ce se înseamnă să ne dăm? Hai să mai informăm o dată. Ce înseamnă astea, punctele astea două sau trei cu asocierea la ADE și cu așa? Dar nu au caracter de extremă urgență. Cum vă cere legea? Nu știu dacă știți menarea la sau nu. Eu sunt aici ca să știu. Dacă dumneata încă nu știi, dumneata dacă nu știi... Sunt niște invitați în ședință care ne pot aduce niște lămuriri. Dar ce înseamnă aplicarea legii? Două minute din... Sunt vorba de aplicarea legii, da? Deci, supunem la punct ordine de zi, fără punctul 3, 4... Punctul 1, 2, 5. O secundă, repet. Repetăm, vă rog frumos să fiți atenți. S-a amânat procesul verbal la punctul 1, procesul verbal la punctul 2 și punctul 5, proiect privind aprobarea aportului de capital al acest restul punctul a fost propus pentru ziua de astăzi. S-a amânat 3 puncte. 1, 2 și 5. 3, 4, 6 și 7 s-a aprobat. Deci putem vota ordinea de zi pe ansamblu. Domnul Groza, când... Da, dar s-a votat și nu putem reveni și conform regulamentului, da? Eu înțeleg. Deci peste 2-3 zile sunt iarăși ședința sau când o să stabilească la primar, nu ședința ordinară. Deci ca să putem continua, aprobăm. În condițiile astea, mulțumim frumos, ne spuneți când se discută și atunci ne arătăm. Nu e prima dată seara, în momentul de față, ați fost informați, nu vreau să reiau ceea ce s-a discutat anterior, ne aflăm în faza în care municipiul Rădăuț trebuie să devină acționar la societatea comercială ACTSA Suceava. Pentru a se îndeplini aceste formalități, a fost o solicitare din partea noastră ca să vedem cu ce contribuție vine municipiul Rădăuț la această asociere. În acest sens, există două posibilități. Un aport de capital în natură, în care pot să intre clădiri, construcții și alte mijloace fixe de natura utilajelor și a mijloacelor de intervenție în sistemele publice de apă și canalizare și un aport în numerar, adică în bani. Din discuțiile pe care le-am avut până acum cu reprezentanții primăriei municipiului Rădăuț, s-a conturat ideea că acest aport poate fi adus pentru că activitatea trebuie să aibă continuitate, trebuie să existe o trecere prin care beneficiarii serviciilor de apă și canalizare să nu resimtă sincope sau să fie disfuncționalități în această trecere.
Și atunci, pentru ca să ne desfășurăm activitatea în condiții optime, avem nevoie de un sediu social pe care să-l declarăm la Registrul Comerțului și avem nevoie de o minimă dotare să ne putem desfășura activitatea. Acet Suceava nu este o societate privată, nu este o societate care vine din altă parte, este tot o societate la care acționari sunt autoritățile locale, așa cum sunteți și dumneavoastră. Timpul este foarte scurt, așa cum spuneau antevorbitorii mei. Noi până la sfârșitul lunii acesteia trebuie să avem master planul care este depus deja spre aprobare la Consiliul Județean și la Ministerul Mediului, să-l avem aprobat și să trecem la faza următoare, să întocmim studiile de fezabilitate și tot ce ține cu pregătirea dosarelor de licitație, ca efectiv din anul 2010 să putem să încheiem contractele și municipiul Rădăuț să fie beneficiarul unor lucrări de extindere și de reabilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Rădăuț.